Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Trafic blocat pe defileul Jiului după ce un tir s-a răsturnat. Un investitor ucrainean își mută activitatea la Târgu Jiu. Cătălin Trofin, ultimul antrenor care a semnat cu CSM. Traficul a fost blocat pe defileul Jiului pe kilometri întregi din cauza unui accident care s-a produs azi dimineață pe DN66 în zona mănăstirii Vișina. Un tir s-a răsturnat pe partea carosabilă. La fața locului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Bumbej Jiu și detașamentul Târgu Jiu cu auto specială pentru descarcerare și un echipaj smurt, precum și saj cu 3 ambulanțe. La sosirea forțelor de intervenție au fost găsite 2 victime, un bărbat în vârstă de 65 de ani și o femeie de 55 de ani. Ambele victime erau conștiente, dar aveau multiple traumatisme. Am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs pe raza localității Bumbești Jiu, în care a fost implicat un tir care s-a răsturnat. La fața locului s-au deplasat 2 auto speciale pentru descarcerare și un echipaj smurt din cadrul unității noastre, precum și 3 ambulanțe din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj, echipajele de intervenție constatând că în urma impactului au rezultat 2 victime. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 65 de ani și o femeie în vârstă de 55 de ani, care erau conștiente și nu erau încarcerate. Acestea au primit primul ajutor calificat la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare. Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața după ce a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat. Tragicul accident a avut loc ieri într-o pădure din satul Urechești, comuna Drăguțești. La fața locului s-au deplasat echipaje specializate de intervenție din cadrul ISU Gorj și din cadrul Salvamont, precum și 2 ambulanțe din cadrul SEAJ Gorj. Bărbatul a fost scos de sub vehicul de echipajele de urgență și transportat la o unitate medicală. Din nefericire, acesta a decedat în ambulanță în drum spre spital. Am fost solicitat să intervenim pentru salvarea unei persoane de sex masculin prinsă sub un tractor pe un drum forestier pe raza localității Drăguțești. La fața locului s-au deplasat echipaje specializate de intervenție în astfel de situații atât din cadrul ISU Gorj, Salvamont Gorj, precum și 2 ambulanțe din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj. Echipajele de intervenție au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani care a suferit leziuni foarte grave. Din păcate, în timp ce ambulanța l-a transportat la spital, bărbatul a intrat în top cardiorespirator, iar în ciuda eforturilor depuse de către echipajul medical, acesta nu mai a fost salvat. Un tânăr de 21 de ani din comuna Logrești a furat un tractor din curtea unui vecin, apoi a provocat un accident. S-a întâmplat ieri pe un drum din satul Seaca. Tânărul ar fi pierdut controlul volanului și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei electrice și apoi cu gardul unui imobil. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale. Pe lângă faptul că tractorul era furat și nenmatriculat, verificările au scos la iveală și că tânărul nu are permis de conducere. În baza aspectelor constatate, polițiștii l-au reținut pe acesta pentru 24 de ore. Polițiștii secției 8 Poliția Rurală Stoina au fost sesizați prin apelul unic 112 de către un bărbat de 55 de ani din municipiul Petroșani despre faptul că i-a fost sustras un tractor din curtea locuinței sale, situată în localitatea Logrești. În cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că un tânăr de 21 de ani din comuna Logrești ar fi sustras un tractor rutier nematriculat, pe care l-ar fi condus pe drumul comunal 33 Seaca, intrând în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei electrice și un gard al unui imobil. De asemenea, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La aceeași dată, tânărul bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, distrugere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul matriculat și fără a deține permis de conducere, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale a tânărului. Un accident rutier s-a produs ieri după amiază pe drumul național 6 la ieșirea din municipiul Caracal. Un bărbat a ajuns la spital. Potrivit polițiștilor, în eveniment au fost implicate 4 autovehicule. Șoferul unei autoutilitare, respectiv un bărbat de 45 de ani din județul Gorj, nu s-ar fi asigurat la efectuarea virajului la stânga, intrând în coliziune cu un autoturism. Alte 2 mașini care circulau în spatele autoutilitarei au fost de asemenea implicate în accident. În urma impactului, șoferul unuia dintre autoturisme, respectiv un bărbat de 72 de ani din județul Dolj, a fost rănit fiind transportat la spitalul din Caracal.
conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, 3 dintre ei având teste negative, în timp ce pentru bărbatul de 72 de ani a rezultat o concentrație alcoolică de 0,44 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și vătămare corporală din culpă. Un investitor ucrainean își va reloca activitatea din Harkov la Târgu Jiu. Este vorba despre o companie de top din Ucraina din domeniul sistemelor de irigații. Potrivit deputatului PNL de Gorj, Gheorghe Pecingină, cel care a inițiat discuțiile cu investitorul din Ucraina, investiția deja s-a concretizat. Omul de afaceri urmează să închirieze halele de la Bârsești pe o perioadă îndelungată, în vederea mutării activității de producție. Vor fi angajați sute de oameni. Lucrul ăsta se va întâmpla, a fost semnat săptămâna trecută, a fost semnat contractul, a fost plătit avansul, va fi un contract, deci își vor desfășura activitatea în halele de la Bârsești, din cadrul fostului combinat de ciment de la Bârsești. Am fost prezent la întâlnirile cu președintele Consiliului Județean, cu reprezentanții primăriei, cu reprezentanții prefecturii. Toată lumea, și le mulțumesc autorităților că au arătat deschidere și disponibilitate pentru a sprijini în mod legal activitatea investitorilor, și mă bucur că Târgu Jiu a putut să atragă asemenea investitori care vor începe cu un număr de câteva sute de angajați, urmând în planul de afaceri pe care l-au să ajungă undeva în jur de 1000 de angajați la nivelul anilor următori. Investitorul își va muta utilajele la Târgu Jiu începând cu luna septembrie. Compania produce confecții metalice necesare pentru logistică, rafturi de mari dimensiuni, remorci agricole, utilaje pentru irigații și balustrade pentru autostrăzi. Începând din septembrie se vor reloca, vor aduce utilajele, sunt utilaje destul de mari. Ei aveau o fabrică nouă în Harkov, o retehnologizaseră de curând. Chiar la întâlnirea cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Cosmin Popescu, i-au prezentat filmările cu bombardamentele de la fabrică. Aveau o cameră pe fabrica respectivă și se vedeau bombardamentele și am putut să vedem și puțin din infrastructura pe care o aveau acolo. Era o firmă de top în Ucraina, în primele 10, producție. M-am bucurat că aduc sau că putem să aducem, să atragem și în Gorj firme de producție. Nu sunt singuri, într-adevăr, dar mă bucur că facem pași și că arătăm deschidere totală. Inițial erau spre Craiova, am reușit să-i deturnăm și asta încă o dată și datorită amabilității și deschiderii pe care le-au avut autoritățile. Consiliul Județean, Prefectura și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Nu este singura fabrică din Ucraina care își mută activitatea în România din cauza războiului. O altă companie de milioane de euro și-a mutat fabrica la Iași. Din dorința de a spori securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, statele membre au ajuns la un acord politic privind o reducere voluntară a cererii de gaze naturale cu 15% în această iarnă. Regulamentul Consiliului prevede de asemenea posibilitatea declanșării unei alerte a Uniunii privind securitatea aprovizionării, caz în care reducerea cererii de gaze ar deveni obligatorie. Danilie Morega, președintele IAIPP Gorj, este revoltat de această situație și spune că nu este posibil să fie redus consumul de gaze și curent, având în vedere faptul că ar putea fi găsite alte soluții, cum ar fi reglementarea prețurilor. Curentul și gazul dat cu porția nu ar fi o soluție privind economia acestor resurse. Românii vor fi afectați foarte grav. În altă ordine de idei, eu nu sunt de acord ca să reducem cu 15% consumul de gaze și să reducem la fel și consumul de energie electrică. Pentru că dacă ar sta să analizăm, ar trebui să vorbim cel puțin o oră despre aceste probleme, dar o să mă rezum foarte scurt. De ce spun acest lucru? Pentru că noi suntem producători de gaze și de energie electrică. Ca oamenii să nu sufere în iarnă, și mă îndoiesc că vor lua această măsură, prețurile la energia electrică și prețurile la gaze trebuie reglementate. Să se înțeleagă foarte clar, reglementate. Nici de cum subvenționate, ce spun ei. Pentru că ei doresc să facă iar la fel o șmecherie, o escrocherie, în loc să reducă
accizele se reducă din profitul care îl au producătorii de energie și de gaze, vor să-l supraimpoziteze, să dea tot la buget. De asemenea, acesta spune că astfel de hotărâri nu erau luate nici măcar pe timpul lui Ceaușescu. În loc să ajute poporul, care este într-o sărăcie extraordinar de mare, pentru că toate produsele s-au scumpit cu peste 50, cu peste 60%, și eu prevăd ca iarna care vine este iarna morții din cauza foametei și din cauza prigului, ceea ce este inadmisibil. Deci prețurile trebuie să le reglementeze în mod necondiționat. Dar iată că Iohannis, care ține la rădăcina nemțească germană, a dat o parte din gaz și așa noi, având magazinate în depozitele de gaze de numai 55-56% și a oprit, dacă vreți, o centrală care funcționează pentru apa caldă de la Ploiești, pentru populația din Ploiești, oprind gazele de la această centrală pentru o lună de zile, pentru luna august. Oamenii nu mai au apă caldă și vă întreb eu, cum este posibil ca să se spele acești oameni? Au copii mici, au bătrâni care nu pot să stea să facă păduchi, știu eu, ca să facă alte boli de piele și așa mai departe din cauza lipsei de apă caldă, că nu poate să spele. Este inadmisibil, așa ceva nu s-a întâmplat nici pe timpul lui Ceaușescu. Specialiștii transmit că scopul reducerii cererii de gaze este de a face economii înainte de iarnă, pentru a ne pregăti pentru posibile întreruperi ale aprovizionării cu gaze din Rusia, care utilizează în permanență aprovizionarea cu energie ca armă. Statele membre au convenit să-și reducă cererea de gaze cu 15% față de consumul mediu din ultimii 5 ani, între 1 august 2022 și 31 martie 2023, cu măsuri alese de ele însele. Mai multe proiecte au fost demarate în Tismana. Este anunțul făcut de Petre Remetea, primarul orașului Tismana, care are în plan mai multe investiții importante pentru localitate. Acesta a transmis că a pornit investiția extindere rețea de apă în satul Sohodol cu fonduri de la bugetul local. Primarul a ținut să precizeze că niciodată apa din satul Sohodol nu va fi dusă spre satul Pocruia. De asemenea, a fost inclus pe lista sinteză la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației proiectul dedicat tinerilor din orașul Tismana, sală de sport mare în satul Pocruia, oraș Tismana, cu 180 de locuri. Petre Remete a mai declarat că au început lucrările de amenajare ale organizării de șantier la proiectul Înființare rețea canalizare în orașul Tismana, unde se va începe cu tronsonul Gara Tismana spre Mănăstirea Tismana pe drumul județean și tronsonul intersecție satul Vânăta spre satul Costeni pe drumul național. Deputatul PNL Vâlcea Laurențiu Nicolae Cazan va înainta mai multe propuneri pentru modificarea proiectelor de legi menite să reformeze sistemul de învățământ din România. Amendamentele pe care parlamentarul urmează să le depună sunt rezultatul discuțiilor purtate cu profesori, părinți, elevi și reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vâlcean. Astfel, deputatul PNL Vâlcea va ține cont de îngrijorările exprimate de profesorii logopezi și consilierii școlari cu privire la desființarea școlilor de învățământ special și a centrelor județene de resurse și asistentă educațională, precum și de problemele ridicate de personalul didactic titular cu privire la efectele descentralizării palatelor copiilor și cluburilor sportive școlare. Această lege este extrem de importantă și mi-aș dori ca fiecare modificare legislativă să aibă un asemenea parcurs. Discutăm acum despre un proiect dezbătut de peste 10.000 de specialiști și despre dezbateri publice organizate la nivelul fiecărui județ. Este cea mai mare provocare legislativă din ultimii 30 de ani care va schimba total modul în care sistemul de educație se va raporta la elev. Cred că este o lege bună, o lege modernă, care va aduce plus valoare generației viitoare, a declarat deputatul Laurențiu Cazan. Cele două proiecte de legi ale educației, legea învățământului preuniversitar și legea învățământului superior, sunt în dezbatere Republică până la data de 24 august 2022. Încă un fost pandur a ajuns la CSM Târgu Jiu. Este vorba despre antrenorul Cătălin Trofin, de 47 de ani. Fostul capitan al Albalbaștrilor se va ocupa de grupa de copii născuți în 2010. Fostul capitan al Albalbaștrilor se va ocupa de grupa de copii născuți în 2010. Este al șaselea nume care s-a alăturat secției de fotbal în această vară. A promovat ca jucător cu panduri în primul eșalon în 2005 și a strâns 31 de meciuri în Liga 1. La Jiul Rovinare a fost antrenor principal al formației, iar apoi antrenor de copii și juniori. Este o muncă grea, dar și foarte frumoasă. Trebuie să-i punem să facă mișcare, să învățăm ce înseamnă spiritul de echipă, să învățăm să nu renunțe atunci când le este greu. Altfel spus, să-i facem pe copii mai puternici. Suntem aici să-i pregătim pentru viitor, pentru a ajunge fotbaliști profesioniști, a declarat Trofin pentru csmtârgujiu.ro. Sorin Mintilescu, Mario Găman, Dan Staicu, Alin Poenaru și Adrian Popescu sunt ceilalți antrenori cooptați de CSM.
Universitatea Craiova a anunțat astăzi că s-a despărțit de antrenorul Laszlo Balint. Singura victorie în campionat a fostului tehnician a fost înregistrată duminică împotriva formației FCU. Balint o părăsește pe Craiova după ce a obținut 5 puncte în 4 etape ale Superligii. Universitatea a trecut în Conference League de Vlaznia, dar a pierdut prima manșă cu ucrainienii de la Zoria, scor 1-0. Returul are loc joi de la ora 20:30, când pe stadionul Ion Oblemenco va debuta în meciurile oficiale noul antrenor Mirel Rădoi. În vârstă de 41 de ani, Rădoi este liber de contract din noiembrie 2021, de când a plecat de la echipa națională. A mai antrenat la FCSB, dar și pe România Under-21. Basketbalistul american Carl Dillon va evolua și în campionatul următor la CSM. Jucătorul a fost adus la Târgu Jiu în partea a doua a sezonului trecut. În vârstă de 24 de ani, Dillon măsoară 2,11 metri. A venit în Europa în 2021, iar înainte de a semna cu echipa noastră, a mai evoluat în Bosnia. Este un jucător versatil cu o bună calitate fizică. Cred că s-a obișnuit cu campionatul din România și cu ceea ce înseamnă CSM Târgu Jiu. Și asta cu siguranță este un plus. Este un jucător despre care eu cred că sezonul trecut nu și-a arătat întregul potențial, a declarat antrenorul Claudiu Alionescu. În 9 meciuri pentru CSM Târgu Jiu, Dillon a avut medii de 9,3 puncte și 5,6 recuperări. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!